mama orice în ghiozdan și în geantă, bă, ca să nu scop pâinea cu dulceață acolo. Era complicat să ajungi la un corn din magazin. Nu toți puteau asta. Și am ceva frustrări așa din copilărie că am fost respins, că aș fi vrut, dar am rămas cu mâna întinsă. Vrei să fim prieteni? Și ai rămas cu mâna întinsă. Așa că azi, stând în fața acestui text și spunea autorul, împrecenește-te cu Dumnezeu, Gabi, am zis, dar Dumnezeu vrea să fie prieten cu mine? Apoi am mai mers într-o zonă și am zis, Doamne Dumnezeule, vreau să mai zic ceva. Este foarte greu de imaginat că Dumnezeu, care este perfect și desăvârșit, care este sfânt, care este deasupra tuturor lucrurilor, care ține toate lucrurile cu puterea Lui, să-i spunem din toată inima, binecuvântat să fie numele Lui, că vrea să fie prieten cu un om nedesăvârșit. Noi așa spunem noi, cine seamănă, ce se întâmplă cu ei? Spuneți mai tare, se adună. Bă, dar aveți impresia că prin trăirile noastre ne semănăm cu Dumnezeu? Nici vorbă. Și atunci spun, Doamne, cum să fiu prieten cu Tine care ești ce ești? Și cu cât Te văd mai mult, cu atât eu mă văd mai mic. Cu cât mă duc mai tare în prezența Ta, mi se pare tot mai greu să ajung la nivelul în care Tu-mi permiți să mă duc. Și eu, Isaia, proroc, când văd o revelație cu Tine, cu Dumnezeu, prin har, îmi dau seama că sunt un biet păcătos, un vierme, un nimic și spui, Doamne, cum să fiu prieten cu Tine? Că Tu ai venit predicatorul și ai spus foarte bine, băi, oameni buni din Cluj, împrieteniți-vă cu Dumnezeu și veți avea instaneu pace și bucurie și fericire. Bă, dar Dumnezeu, care este foarte departe sau aproape, nici nu știm pe unde e, oare vrea să fie prieten cu noi? Poți să ne spui, predicatore, dacă Dumnezeu cel mare și sfânt, dacă Iisus, de care s-a cântat aici, vrea să fie prieten cu noi? Uite, dacă ne propui ceea ce am găsit de multe ori în Biblie, că Dumnezeu este Dumnezeu și noi devenim niște robi ai Lui, asta încep să cred. Și ar fi grozav să fiu robul lui Dumnezeu. Petru, când și-a scris a doua epistolă, n-a îndrăznit să spună apostol și apoi rob. A spus rob și apostol. Când Pavel a scris epistola către Timotei, a zis Pavel și Timotei, robii lui Dumnezeu pentru voi, către sfinții care sunt acolo. Pavel, când a scris epistola către Romani, m-am uitat, a zis, robul lui Dumnezeu, chemat să fie apostol. N-a avut curaj să se raporteze lui Dumnezeu decât așa, într-o relație de genul ăsta. Dacă merg mai departe și spun, uite, dacă Dumnezeu îmi cere să cred că El este Creatorul, accept că nu vreau să cred în evoluție și nu vreau să cred că în teoriile Big Bang și altele, vreau să cred că El este Creatorul meu și este o ființă creată, dar bă, mă așez lângă toate ființele create și Dumnezeu mă poate sforma de talpă, sub talpa Lui. De multe ori am zis, Doamne, eu sunt un punct aici, așa a zis și David. Eu sunt un punct, un purice, adică Dumnezeu este Dumnezeul pe care nu-L poate încăpea tot universul. Și eu cine sunt? Adică, predicatore, cred că simți proporțiile, adică când ne spui împreștinește cu Dumnezeu, crezi că Dumnezeu acceptă asta? Prietenie? Rob? Stăpân? Funcționează. Creator, ființă creată, da. Dar prietenie? Crezi că ne poți convinge? Eu zic că eu nu. Dar cineva este aici care ne poate convinge și ăsta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și aș vrea să aveți curaj în seara asta. Dumnezeu vrea să fie prietenul tău, domnișoară. Dumnezeu vrea să fie prietenul vostru, dragi familii. Dumnezeu vrea să fie prietenul nostru, dragi creștini. Dumnezeu, care ține în mână universul, vrea să fie prieten cu noi. Puteți să spuneți din toată inima amin? Crezi că putem să mergem atât de departe? Îmi pare rău că am acceptat distanțe mari între noi și Dumnezeu. N-am îndrăznit să mergem foarte aproape. Am și pierdut foarte mult și pierdem în continuare. Am făcut din Dumnezeu un Dumnezeu al clădirilor. Foarte mulți români cred că Dumnezeu este o clădire, că Dumnezeu este o icoană, că Dumnezeu este o închipuire, că Dumnezeu este un mit, că Dumnezeu este o legendă. Am pierdut enorm.
Uneori am crezut că Dumnezeu este doar un copac, o creație și atât. Și n-am reușit să dezvoltăm o relație foarte apropiată cu El. Și asta a dus pierderi mari, printre care și lipsa de pace din inimile noastre, din viețile noastre, din casele noastre, din familiile noastre și dintre noi. Pentru că dacă Dumnezeu e departe de noi, am încercat noi să ne rezolvăm problema cu nevasta, cu pruncii, cu semenii. Și ne-am fixat într-o grămadă de partide, ne-am dus pe mintea noastră, pe civilizația noastră, pe cultura noastră și am făcut mai mult rău decât bine. Dar dacă era Dumnezeu prietenul nostru, îi spuneam lui Doamne cum să rezolv asta. Și cu siguranță multe arătau altfel. Dumnezeu să ne vorbească în seara asta. Trebuie să îndrăznim. De unde știi, predicatore, că Dumnezeu ne lasă? Știți de unde știu? Pentru că Dumnezeu a pășit în istorie și străbunii mei și ai dumneavoastră, respectiv Adam și Eva, au avut o prietenie cu Dumnezeu fantastică. Nu erau biserici, nu erau liturghii, nu erau pop, nu erau o grămadă de lucruri care încearcă prin toate astea, lucrurile astea să ne convingă că prin ele cumva Dumnezeu ne-ar vorbi, ne-ar lăsa, dar dacă le dai astea toate la o parte deodată, mulți dintre creștini nu mai este nimic. Mulți suntem dependenți de o clădire, de un ritual, de un popă, de un pastor, de un predicator. Greșiți! Aseară am predicat în Brașov că evreii au fost dependenți de Moise și când Moise a plecat pe munte și nu a mai venit 3 săptămâni și nu a mai venit vreo 30 de zile, au zis, bă, știți ceva? Aaron, nu mai vine Moise, nu știți ce s-a făcut cu el. Și fă-i un alt Dumnezeu și l-a abandonat pe Dumnezeu. Pentru că ei nici înainte nu fost legați de Dumnezeu, deși Dumnezeu a făcut minuni. Ei erau legați de un om și când omul a dispărut și Dumnezeu. Mulți sunt astăzi așa. De aceea nu avem pace, pentru că noi suntem legați de oameni, de personaje, de creiere luminate, de teologii, de idei, de tipare. Și când ele ia asta, deodată nefericirea peste noi, ne încruntăm, nu se mai bucură nimeni. Ce cântare e asta? Ce predică asta? Ce e asta? Dragii mei, v-ați legat de ce nu trebuie. Pacea vi s-a dus în 3 secunde. Eu îi văd pe creștinii mei, mă uit în dreapta, nu se mai bucură nimeni. Și e prea ritmată cântarea. Dar dumneavoastră ați venit pentru rim sau lipsă? Ce vreți să simțiți? Dumnezeu este prezent în cortul ăsta, amin. Pacea nu o ai cu oamenii, pacea trebuie să o ai cu altcineva. Așa că nu am venit aici să ne simțim bine doar, că ne place ce se întâmplă, ci am venit aici să ne întâlnim cu Cel care trebuie să ne întâlnim și acesta este Iisus Hristos și să spunem din toată inima binecuvântat să fie El. Bă, când nu erau toate astea, Dumnezeu se întâlnea cu omul în Eden în fiecare zi, bă, și avea o părtășie fantastică și vorbeau, mă, și era grozav. Foarte frumos, foarte frumos. Știți ce m-am gândit azi când înseamnă raiul? Exact relația asta cu Dumnezeu apropiat. Că raiul nu s-a pierdut că ei au plecat din grădină. Raiul s-a pierdut că relația lor cu Dumnezeu s-a rupt. Că vă înșelați dacă credeți că raiul unei familii sunt mașinile din curte. 3, 4, 5. Vă înșelați dacă credeți că raiul e numărul de camere pe care le aveți. Vă înșelați dacă credeți că raiul este cardul plin. Vă înșelați dacă raiul înseamnă lucruri. Suntem pierduți cu toții. Raiul nu înseamnă lucruri. Raiul înseamnă relații sănătoase și pacea din casă. Vreau să aud amin. Zice, mai bine o coajă de pâine uscată și spuneți pocăiții care citiți Biblia. Cu ce? Cu pace și în pace, decât o cămară și un frigider plin de cărnuri și tulburare și ceartă. Pentru că nu lucrurile dau pacea, ci pacea o dă legătura și relația, dacă o ai sau nu ai. Așa că vorbim de un Dumnezeu care ne cere, nu câte predice am zis, nu câte ore ne-am rugat, ci Dumnezeu ne cere dacă acceptăm să intrăm într-o relație atât de intimă și apropiată, atât de specială, încât El declară, vreau să duc relația cu tine, Doamnă, Domnișoară, Flăcău, Bărbat, până într-o prietenie intimă, apropiată, eu cu tine și tu cu mine. Câți dintre voi vreți să plecați pe drumul ăsta? Poate ați fost și l-ați pierdut. Raiul nu înseamnă când părăsești grădina și ei n-au pierdut raiul când au părăsit grădina aia cu copaci, cu pom și cu pom